Compania de apă Târgoviște Dâmbovița S.A. informează populația asupra faptului că începând cu data de 1 ianuarie 2016, conform noului cod fiscal, s-a modificat cota de TVA la serviciile de apă potabilă de la 24% la 9%, iar serviciul de canalizare cota de TVA a scăzut de la 24% la 20%. Ca urmare a acestei prevederi legale, atât compania de apă cât și asociațiile de proprietari au avut obligația să ia măsurile necesare în vederea determinării consumului de apă potabilă la data de 31 decembrie 2015, cât mai aproape de adevăr. Pentru respectarea acestei prevederi legale, citirea contoarelor de branșament s-a efectuat în perioada 28-31 decembrie de către cititorii companiei de apă. Tot în această perioadă, asociațiile de proprietari împreună cu locatarii aveau obligația să efectueze și citirile repartitoarelor de costuri montate în interiorul apartamentelor și pe casa scării în cazul instalațiilor cu distribuție pe orizontală. Toți consumatorii au fost anunțați în timp util de aceste modificări prin afișarea programelor la loc vizibil la scările de bloc, dar și pe site-ul www.cadt.ro. Facturile pentru serviciile de furnizare a apei potabile și de evacuare a apelor uzate s-au emis pe o perioadă mai mare decât cele anterioare, ceea ce a dus la o înregistrare de index aferent pentru o perioadă de aproape 2 luni, atât pentru consumul declarat cât și pentru cel real. Cauza care a condus la creșterea acestor costuri se datorează faptului că utilizatorii care locuiesc în condomenii arondate în asociația de proprietari nu au respectat programările de citiri comunicate acestora prin afișare la loc vizibil la scările de bloc, dar și pe site-ul companiei, predându-și indexurile înregistrate de repartitoare la datele stabilite inițial. Compania de apă Târgoviște Dâmbovița înțelege nemulțumirea consumatorilor și speră ca aceștia să înțeleagă faptul că această măsură a fost luată pentru a respecta noile prevederi legale.